Azi, sâmbătă, 12 septembrie, ținând cont că am fost la concursul Bucovina MTB, ediția a doua, de la capul câmpului, lângă Voroneț și Gura Humorului, am rugat pe cineva să-mi ia mâncarea de la prânz. Și asta e de seară și asta e de la prânz. Facem iar revizia. Recenzia, de fapt. A, da, stai, asta e legat ca lumea, nu mai merge. Uite, asta merge, au legat-o frumos cea de seară. Și asta probabil a legat-o domnul acela. Mi-a făcut-o. Ia să vedem ce avem seara. A, ia uite că n-are desert, n-are nimic. Mă tată mai dădea desert seara. Nu știu ce surpriză avem noi aici. Că nu m-am uitat la meniu, n-am avut timp. Așa. Oh, ia uite, niște mămăliguță cu brânză. Asta era probabil chestia cu felul 2. Și aici ficat, pare. Ficat și asta un ceafă de aia. Prăjită, o pe grătar. Din coace, de care e ciorba. Ia să încercăm să tăiem noi asta. Nu mai stăm să la povești. Așa. Deci o ciorbiță. De care e parcă vedem apă minerală, tacâm un ciorchine de strugure, a, ceaslat, îmi place mie perfect, ce a fost la felul lui la prânz. Să vedem, o, pește incredibil, ia uite domne, o, ca lumea. Pește cu brocoli și cu morcovei de aia. E excelent. Hai, nota 10 pentru treaba asta. Ce să pun eu la frigider? Peștele mai bine seara. Atunci o să pun mămăli ăsta, ficățelul ăla. Nu pot să pun și ciorbă și... Da, s-a strâns cam mult.